tuturor și bine ați venit și revenit pe canalul meu. Eu sunt Mitrache și, după cum vedeți, astăzi sunt la un nou videoclip. Pot să spun că este prima ieșire de genul ăsta pe anul ăsta. Și că ne aflăm, de fapt, într-un loc abandonat, după cum se poate observa în primul rând, foarte degradat, devastat. Acest loc făcea parte dintr-un corp imobil al unei fabrici. Fabrica s-a închis, s-au desființat secțiile rând pe rând, după cum vedeți mai sunt câteva, și restul s-a dărâmat. Ce a mai rămas, bănuiesc că s-a închiriat mai departe, iar ce vedeți astăzi de aici este o parte care se pare că n-am mai folosit nimănui la nimic. Da. Nu știu care exact povestea acestui loc. De ce n-am mai folosit la nimeni? Da. Un loc vizitat probabil de cele mai multe ori de oameni din străzi. Să sting lanterna. Nu aș vrea să atrag atenția afară. Ce oburenică. Arată că după bombardament. Hai să vedem totuși că era o scară aici. Fereastră cât pe afară. Da, cum vă spuneam, o parte din secțiile fabricii s-au închis, o parte s-a dărâmat, s-a construit, uitați,
Carrefour și mai sunt alte. Mă lăsă pe genul ăsta. Cum arată acești pereți de cojit. Spectaculos. Bă, nimeni mare lucru pe aici. În afară faptului că cred că-s foarte mult. Nu-i ce să vezi. Bă, foarte degradat, dar asta se datorează faptului că și locul a fost neglijat. Dacă cineva s-a ocupat el, ține-mi afară acolo. Este șofer de autobuz. Nu știu, văzut că am intrat și mă aștepta să ies. Da, nu cred. În fine. E bine, dragi prieteni, cam atât pentru astăzi. Consider că mai mult de atât nu avem ce să mai vedem. Acesta este un fost corp al unei fabrici care s-a închis, s-a dărâmat. Multe dintre corpurile care au mai rămas au rămas în paragină ca și acesta. La fel, cum am spus, cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest videoclip, apăsați butonul de like. Bineînțeles, apăsați și butonul de abonare în cazul în care nu v-ați abonat acestui canal. Dați un share mai departe să vadă și alte persoane genul acesta de conținut. Eu am fost Dumitrache, până data viitoare vă spun la revedere și toate cele bune!